Prima dată în istoria sa, noi când ne-am prima dată? Da. Bună ziua! Stimate domnule președinte, bine v-am găsit în localitatea noastră. Rămânem acolo. Ne pare că retrăiți voi Bretagne. Păi da. Stimați consilieri, avem onoarea și deosebită plăcere să salutăm astăzi președintele țării noastre. Eu, în primul rând, vreau să vă salut pe toți, să vă spun mulțumesc că ați venit la această întrevedere. Atunci când eu am hotărât să merg în Raionul Hâncești, eu am fost astăzi deja în două localități, colegii m-au rugat mai decât să vină nemțe. Să-l susțin pe domnul primar. E de treabă primarul sau nu? Bravo! Da. Faci treabă? Da, să aibă și susținere. Păi dacă a venit, președintele țării, prima dată în 28 de ani, înseamnă că are susținere. Eu vreau să mulțumesc pentru, în primul rând, pentru suportul dumneavoastră. Știu că sunt unele probleme care urmează fi soluționate în localitate, de ce am venit să facem cunoștință cu problemele care sunt. Domnul primar acum mi-a spus repede că e vorba de gazificare. E vorba de drumuri, vedem care e situația cu drumul, cu practic în toate localitățile. E vorba, mi-a spus că ar fi bine să găsim posibilitatea cu un teren sportiv, pentru că eu am lansat un program național cu terenuri sportive în localitățile rurale. Eu cred că pe marea majoritatea subiectelor noi îți facem tot posibil să-l ajutăm pe domnul primar. Cu drumurile, noi am hotărât în acest an pe fiecare sat, cel puțin 1 milion de lei o să dăm pentru drumuri, suplimentar ceea ce a fost în anii precedenți. De aceea, începând cu luna aprilie, domnul primar, prin locul dumneavoastră, să decidă ce porțiuni de drumuri urmează fi reabilitate. Cu gazificarea, eu o să spun colegilor de la Moldova Gaz, înțeleg că ce e Rotalinga, dar o să vedem Cimișlea, dar să fie Moldova Gaz, o să ne mișcăm înainte. Așa că, sunt bucuros încă o dată să vă salut. Noi avem un obicei frumos, văd copiii deja plâng, atunci când intrăm când merg în fiecare sat, eu consider că cel mai important la noi, la moldoveni, e familia. De ce am luat decizia să susțin familiile cu mulți copii și cuplurile care împreună longevive, care locuiesc împreună mai mulți ani, 50, 60 și așa mai departe. Vreți? Prește? Deci cadourile se luați. O, vrei la mine brați chemă. Să duci? Da. Dacă asta se rămâne istorie. Câți copii așa? 6 copii? Le citesc. Mă rog. Nu, bubale nu le dau. Dacă aici este un cadou pentru mine. Mulțumim, felicitări. Și aici aveți și un mică felicitare din partea mea și o buchet de flori pentru mireasă. Aici e muzicantul nostru. Tot timpul ocupam primul loc la Raion, cu corul, cu toate muzicantele. Câți ani ai aici? 85. 8 ani aici. Dar eu am 45. Rată familie este 55 ani. Tu, mireasă, strânge mâna. Citeți. Așa, citeți. Mulți ani. Și o lumire, un mic cadou. Bună ziua! Asta e Nirli? Da. Asta e Nireasa? Da. Bună ziua! Felicitări! Da, sunt împreună să fie 64 de ani. Vă urez sănătate. E ca aici un mic la mine și ținere și... Să ne zgâși un deal. Mulțumim. Asta e cel mai important. Felicită! Am 6 și 11 râsări. Străni, să vă fiți toți sănătoși, vreau să fiți în forță, ca să vedeți și nunțele, și cumătriile, și... De Doamne! Bun! Sănătate! Spuneți, vă rog, v-a întâmpinat cineva vreodată cu Josei? Mi-ați venit la Nemțeni. Mulțumim! Sat la Nemțeni! Ce ești, bravo! Mulțumim! Bună ziua! Bună ziua! Da?
ca să citesc. Nu, Dan, scrie. Dani? Și nu mă numesc Filip. Am văzut, Filip, că ai bun. Filip, băieța, hai să-ți aproape. Я как-то не могу сказать, что у нас есть на тут не вас? Да. Гарантия.